Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit. Este foarte interesant, deja avem efectele acestui referendum, nu prin prisma rezultatului, că noi știm foarte bine că nu va fi validat referendumul, prezența la vot a fost foarte scăzută, dar efecte există în plan politic, probabil că există niște efecte și în plan social. O să le discutăm astăzi cu domnul Ciprian Păun, avocat și conferențiar universitar doctor la Universitatea Babeș-Bolyai. Bine ați revenit la noi! Bine v-am găsit. Haideți să vedem puțin datele finale ale acestui referendum, să plecăm de aici. Prezența la vot pe total țară, 21,10% din total, mă rog, liste electorale permanente. Foarte scăzută această prezență. Pragul ar fi trebuit să fie de 30% atins ca să se valideze acest referendum. Dar vedem și proporția de vot, da, respectiv nu, da, 91,57%, nu, 6,46%, diferența până la 100% sunt voturile anulate. Ok, sigur că da, e covârșitor, dar proporția de votanți este foarte, foarte, foarte mică. Ne oprim deocamdată aici cu datele. Întrebarea este dacă s-a tras un glonț în aer pe o chestiune mult prea importantă din punct de vedere social, care a fost înmormântată în momentul ăsta. Haideți să începem cu latura socială. E o chestie interesantă care merita o dezbatere și o analiză mult mai amplă decât s-a făcut în societatea românească în perioada aceasta de campanie. Eu cred că cele 3 săptămâni de campanie efectivă care s-a... Cred că au fost chiar mai puțin. Mai puțin pentru că au fost acoperite de diferite evenimente politice. Eu cred că trebuia să evidențieze până la urmă dezbaterea serioasă, adică haideți să vedem care este propunerea acestei coaliții, care sunt argumentele pe care le au ceilalți, care sunt argumentele împotriva propunerii de revizuire a Constituției. Pentru că marea majoritate a argumentelor pe care eu le-am ascultat în zona publică sunt argumente de procedură, sunt argumente de formă sau sunt argumente anti-structuri politice care susțin aceste modificări ale coaliției pentru... sau cum se numește, coaliție pentru familie. Da. Deci dezbaterea publică pe de o parte a fost viciată, dar dacă ne uităm într-o evoluție istorică, acest interes pentru modificarea Constituției a apărut undeva în cursul anului 2016-2017. Deci noi discutăm de 2 ani de zile despre modificările legislative care se doreau a fi operate. Din această perspectivă, părerea mea este că mult prea brusc s-a luat decizia de a se vota în Parlament și de a se organiza acest referendum pentru acest referendum. Aceasta poate să fie una dintre concluzii. Discuția, dezbaterea rămâne. Eu cred că noi ar trebui să ne cantonăm inclusiv în dezbaterea europeană, pentru că domnul Dimitrescu, tot respectul, toată dezbaterea națională trebuie integrată într-o polemică europeană. Noi avem niște acorduri de asociere semnate, niște angajamente luate. Vă spuneam înainte de emisiune că, în ciuda modificărilor constituționale care ar fi putut fi operate prin această lege de modificare a Constituției României sau de modificare a Constituției până la urmă, în situația în care va fi o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene care va spune că o căsătorie sau orice altă practică de tipul acesta familial ar fi permisă, iar avea prevalență în sistemul nostru juridic, chiar împotriva prevederilor constituționale naționale. Deci, rolul acestei dezbateri este bine că s-a făcut la nivel național, dar acum ea trebuie reportată în dezbaterea europeană, europene. În moment ce a căzut referendumul, este clar că nu se va redefini familia conform textului propus de Coaliția pentru Familie și votat de Parlament, și atunci asigur că ne putem spune, e la fel ca înainte, prevalează oricum dreptul european față de Constituția României, lucrăm cu definiția din Constituție soții din codul civil. Din codul civil, care cod civil se poate schimba oricând, decât orice majoritate, dar se poate schimba. Adică nu e nevoie de referendum ca să schimbe Codul civil. Este greu, sigur, dar nu e nevoie de referendum. Da.
La referendum s-a dovedit că, deși pragul e 30 și numai 50%, e mult mai greu decât altădată. Da, dar eu vreau să vă spun cât de importante sunt aceste alegeri europarlamentare din perspectiva juridică. Credeți? Pentru că eu zic că da, la noi, în România, bătălia este exclusiv pe locurile de europarlamentar și nu de valori, nu de principii, nu de propuneri legislative. E un fel de sinecură considerată. Exact, dar haideți să discutăm povestea. Un pic ce se discută acum la nivel european. 1. Această temă este recurentă în dezbatere privind alegerile europene încă din 1999 în Uniunea Europeană. Din păcate, România nu a preluat această temă de dezbatere. Este o temă clasică sau polemică clasică între popularii europeni și social-democrați și liberali, ALDE, pe care îi cunoaștem din Parlamentul European. Ulterior, gândiți-vă că în momentul acesta discutăm despre alte teme extraordinar de interesante. O taxă comună, un sistem fiscal comun la nivelul Uniunii Europene. Dacă noi nu ne facem auzită vocea la nivelul Uniunii Europene, alături de alte state, cum este și Polonia, sau, nu știu, Italia, de exemplu, sau Franța, va fi foarte greu. Vocea Italiei este atât de stridentă în momentul ăsta. Cine ar fi putut bănui, de pildă, în urmă cu 3 luni, că vine un vicepremier italian și când e criticată Italia de Comisia Europeană, el zice, apropo de domnul Juncker, președintele Comisiei, noi stăm de vorbă doar cu persoane treze. Adică, dacă o spunea, cum să zic, Victor Orban, poate nu s-ar fi mirat lumea. E, uite că o spune vicepremier italian, nu mai spune Orban. Deci, eu văd, cum să vă spun, și polemica aceasta europeană. Din păcate sau din fericire, construcția europeană din momentul de față presupune niște instrumente juridice și coercitive destul de pașnice. Adică de la o palmă peste față așa dată la un cocktail și până la niște argumente cu niște tușe destul de dure, dar care nu se valorifică. Eu n-am văzut până în momentul de față Ungaria să fi primit o sancțiune puternică de genul suspendarea alocărilor de fonduri europene de timp. Eu vă mai spun o altă chestiune. Între suspendarea alocării fondurilor europene pe o anumită perioadă de timp și inițierea unor mecanisme care să birocratizeze atât de greu acest sistem încât România să fie imposibil să acceseze banii respectivi, eu îmi pun întrebarea cam care este lucru bun sau lucru rău. Deci, din perspectiva aceasta, eu zic că noi trebuie să fim mai puternici ca voce, ca elemente, ca și mesaj în acest concert european, pentru că trendul, cu tot respectul, dacă e să vedem ce se întâmplă în momentul ăsta din Uniunea Europeană, este către o liberalizare totală a tot ceea ce înțelegem astăzi a fi o uniune familială și alte chestiuni aferente. Bun, sigur că dacă poate vă place știrea de ultimă oră pe care o să vă dau acum, ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, a anunțat luni că săptămâna viitoare va fi depus la Parlament un proiect de lege privind parteneriatul civil. Ok, deci referendumul ăsta pică. Vă dați seama cum se simt cei care au adunat semnăturile? Mă refer strict la Coaliția pentru Familie. Când aud că nu numai că le-a picat referendumul, dar urmează parteneriatul civil, acum inițiativă depusă în Parlament. Foarte tare, nu? Adică pașii se accelerează. Parteneriatul ăsta civil se vorbește de peste 3 ani despre el. E, uite că nu venea, n-a venit până acum, băieții ăștia sunt foarte isteți, a picat referendumul, aduc după ce a picat referendumul, pentru că dacă veneau cu el înainte, ar fi fost criticați și călcați în picioare de o masă de niște milioane de oameni care au semnat probabil pentru inițiativa respectivă. Deci e și un joc politic până la urmă. Atenție, vin cu parteneriatul, puteau să vină până acum. Exista proiectul de lege, puteau să-l pună acum o lună, acum 2 luni, acum 6 luni, acum 1 an. E nu, săptămâna viitoare, vedeți? Dar nu înțeleg, vedeți, și aici e o problemă care până mă dinamitează. Până la urmă, toate aceste mecanisme juridice, inclusiv nu știu ce a trebuit ministrul pentru relația ministrul delegat pentru afaceri europene să lanseze această informație, sincer vă spun. Probabil că domnul Dragnea e ocupat astăzi. Ok, dar putea să fie ministrul pentru relația cu Parlamentul, adică vedeți, putea să fie mesajul pe care îl transmite această știre pentru mine este că ni se impune să introducem pe ordinea de zi acest proiect, nu știu, din partea celor de la Uniune. Ori Uniunea nu are competențe în domeniul reglementării relațiilor de familie. Absolut. Asta trebuie spus-o și Timmermans în dezbaterea din Parlamentul European apropo de România.
Da, dar au avut niște opinii în legătură cu subiectul, dar au spus că nu-i de competență. Da, dar guvernul, aici părerea mea că guvernul și domnul Dragnea, fără să intrăm într-o dezbatere politică pe tema asta, dar a greșit un pic timing-ul, pentru că prestația care era pregătită sau justificarea tuturor măsurilor luate de guvernul României în ultima jumătate de an în fața Parlamentului European a fost umbrită oarecum de acest referendum și a generat o foarte mare nervozitate din zona social-democraților chiar, care sunt susținători a acestor chestiuni legate de parteneriatul civil, o relaxare a definițiilor familiei tradiționale, subiecte pe care ei merg în dezbaterea electorală europeană. Deci a picat oarecum destul de stângaci a fost ales momentul, pentru că mesajul pe care l-a trimis sau pe care l-a susținut ținut doamna prim-ministru, este un mesaj tipic a unui partid de centru-dreapta. E foarte interesantă chestiunea asta. Dacă nu mai avem o doctrină. Da, nu avem doctrină. Trebuie să fim... Apropo, haideți să ne mai dăm puțin pe prezență. Haideți să vedem cum a stat prezența la Cluj, județul Cluj. Este foarte interesant de văzut. Județul Cluj, 18,61%. Din totalul alegătorilor înscriși pe listă, adică 113.190 de persoane din 608.115. În situația în care județele campion, primele în ordine arată cam așa, Suceava cu 30,67%, Dâmbovița 28,98%, Bihor 28,92%. Deci doar în Suceava s-a făcut pragul, ca să spun așa, teoretic. În rest... Dar vedeți, acolo în Suceava, în centrul acela ortodox din Suceava, este foarte puternic. Este foarte puternic. Exact acolo s-a făcut pragul, ca să zic. Dar e foarte interesant și în Bihor, 28,92%. E un scor destul de bun în raport cu ce a fost. Și Codașele, Tulcea, Harghita și Covasna. La Harghita și Covasna parcă mă așteptam, la Tulcea mai puțin. Dar la Harghita și Covasna să știți că eu nu mă așteptam. De ce? Pentru că comunitatea maghiară merge după, și bisericile tradițional maghiare au avut același punct de vedere până la urmă ca și biserica ortodoxă. Deci atunci când vorbim despre biserica ortodoxă, este toate bisericile creștine, în afară de biserica evanghelică, care a dat un mesaj de neutralitate, așa l-am perceput eu, deci nu a fost un mesaj de boicot, a fost un mesaj de neutralitate, toate celelalte biserici au susținut acest referendum. Nu-mi explic nici scorul foarte mare raportat la această chestiune din Bihor. Poate e vorba și de mobilizarea echipelor de campanie. Bihor este un județ în care Partidul Național Liberal are un potențial foarte bun. PSD-ul, la rândul lui, este un partid foarte bine prezent, UDMR-ul la fel. Poate că cele trei partide și-au dat acolo, ce să zic eu, și-au dat mâna mult mai, mult nu, mai bine. Nu s-au certat. Nu s-au certat, ca în alte județe. Este interesant un alt lucru. Procentajul mic din Cluj poate să fie justificat și de altceva. Studenții, în primul weekend, toți au venit în Cluj după săptămâna aceea. A început școala cu o săptămână înainte, dar s-au mai dus acasă, s-au mai cazat și au avut alte preocupări și au cumpărat una alta, știți, începe facultatea. Destul de neprofesionist ales momentul acesta, 5-6 octombrie, din punctul ăsta de vedere. Deci aici am putea să... Pe de altă parte, Clujul este un, oraș destul de cosmopolit, a fost centrul mișcărilor antiguvernamentale, retorica publică de pe Facebook, de exemplu, a suprapus acest referendum cu o mișcare politică a președintelui PSD și s-a transformat încet, încet toată dezbaterea dinspre o dezbatere asupra unei chestiuni strict socială într-o chestiune anti-Dragnea, de exemplu. Erau la un moment dat mesaje pe Facebook. Da, mie îmi place foarte tare. Un lucru constatat, o să vorbim despre el. Dacă referendumul era în linie, era referendumul lui Dragnea. Dacă a ieșuat, devine Dragnea. Dacă reușea, devină pentru cei care erau împotriva referendumului, era tot Dragnea. Deci orice ar fi făcut, Dragnea era de vină cumva. Adică Dragnea e de vină. Și-a asumat rolul ăsta de jolly joker și de vinovat de serviciu. Deci am prezentat aici protocoalele celor trei partide în ordinea clasamentului din Parlament, PSD, PNL și ALDE, cu Coaliția pentru Familie. Au avut toate cele trei partide și o să vedem pe ecran
încă o dată protocolul. Textul e același pentru toate cele trei partide, în care ei se obligau să sprijine modificarea aceea în Parlament. Acestea sunt protocoalele, au fost standard. L-a semnat PNL-ul. La PNL au semnat Falcă și Bolojan. De față era și Alina Gorghiu. Și acum Alina Gorghiu urlă pe Facebook că nu l-a semnat ea. Deși recunoaște că semnăturile celor doi aveau competența în a angaja partidul. Ca să înțelegem exact cum fug unii ca șoaricii și alții se bat cu pumnii în piept. ALDE a semnat și ALDE, culmea, până și ALDE a semnat protocoalele astea. Și atunci întreb, de ce e mai vinovat Dragnea decât celelalte două entități? Sau de ce ar fi el mai puțin responsabil decât ceilalți pentru eșec? Aici, din păcate, vedeți, toate aceste dezbateri din România ultimelor ani nu au făcut altceva decât să arunce o anatemă asupra întregului mecanism democratic, asupra Parlamentului, asupra partidelor politice și asupra liderilor partidelor politice. Noi suntem astăzi în România anului 2018 cu partide politice care nu mai au o legitimitate publică serioasă, lideri politici care nu mai au autoritate în propriul lor partid, dar în relația cu ceilalți, lideri politici care încearcă diferite plombe și implanturi pe listele de europarlamentare exclusiv cu scopul de a trage în sus partidul și nu... Da, și eventual mai și spun, domne, da, știți, eu sunt pe cap de listă. Da, eu da, să mă duc da, la Parlament. Da. Da. Deci, ce te mai duci atunci deci această chestiune poate să aibă niște rezultate și niște consecințe deosebit de grave pentru societatea românească. Pentru că, vrând nevrând, fiecare cetățean al acestei țări trebuie să înțeleagă că politica se face în Parlament prin intermediul partidelor politice. Adică, dacă sunt nemulțumiți... Marea majoritate a populației este nemulțumită de partide politice să fondeze alte partide care să se bată, să-și ia avânt electoral și să se înscrie în această competiție electorală, pentru că singura opțiune pe care o avem este aceea de a construi un parlament în care să se poată lua decizii. Dar uitați-vă că discutăm de 2 ani de zile de o dinamitare a instituțiilor fundamentale ale statului de drept. Aici sigur, Parlamentul este înlocuit... Este înlocuit da. Cu vocea străzii, adică contează mai mult vocea străzii decât Parlamentul, deși reprezentativitatea este dată și da, constituțional, sigur. Vorbim doar de Parlament. Dezbaterile, argumentele și informarea este înlocuită cu Facebook și cu cine e mai tare în propagarea de mesaje acolo. Și în felul ăsta te întreb dacă nu cumva asistăm... justiția. Păi justiția cu protocoalele respective a fost pervertită și infiltrată, practic, de mecanisme care n-au legătură cu un stat de drept. Și tot încă mai descoperim minuni de astea. Am văzut acum aici la Cluj cum au lucrat pe protocol cu DIPI, cum doamna Orincean, șefa DNA, zice că în instanță că n-a fost folosit DIPI și apare documentul din 2015 în care foloseau înregistrările și transcrierile de la DIPI. Adică, bun, e regulă. Deci avem chestia asta. Deci e destructurată, practic, la nivel de credibilitate justiția. Se destructurează instituția fundamentală numită Parlament. Este trimisă în derizoriu la credibilitate, e făcută pulbere, înlocuită cu vocea străzii. Păi, nu cumva e un atac concertat pe tot ce înseamnă structură statală? În anul 2018, anul centenarului Marii Uniri. Da, nu cumva este un atac concertat pe tot ce înseamnă structură statală? Domnul Dumitrescu, este un fapt în zona juridică s-a întâmplat săptămâna trecută de o gravitate extraordinară. Există un conflict instituțional vădit între Curtea Constituțională și înalta Curte de Casație și Justiție. Care refuză completul de 5. Da, asupra modului în care se judecă recursurile. Dacă, care este termenul la care se mai pot introduce recursuri. Asta este o chestiune gravă, pentru că este vorba, această chestiune afectează toate procesele civile începute undeva în cursul anului 2015, 2016, 2017. Deci Curtea Constituțională are o dezbatere juridică și instituțională cu înalta curte de casație, într-o procedură de dezlegare a unei chestiuni de drept, care este obligatoriu pentru instanțe. Gândiți-vă că în momentul acesta, toți judecătorii de civil din România urmăresc acest ping-pong între două instituții fundamentale, ca să știe ce au de făcut. Ce să facă. În momentul acela, președintele României, cu tot respectul acum, și nu vreau să mă declar, trebuie să intervină ca moderator în interiorul puterii judecătorești cumva, alături, pentru că Curtea Constituțională este un element care ține de justiția constituțională, dar până la urmă
are dreptul de a da decizii care se aplică în tot sistemul de drept. Este o chestiune foarte gravă. Dincolo de problema cu completele de 5, cu chestiuni legate de aplicarea legii. Și acolo au ajuns la Curtea Constituțională. Da, dar acolo, cum să vă spun, oamenii privesc zona asta penală, v-am mai spus, din păcate. Oamenii care nu, și cetățenii, care nu au probleme penale, ei zic, domnule, pe mine nu mă interesează zona asta penală. La completele de 5 cine ajung? Cei care în primă instanță sunt la completele de 3, adică demnitarii, da? Da. Deci, chestiunea asta privește, până la urmă, mass media, organizații non-guvernamentale, zona avocaților, zona care este o zonă foarte restrânsă. Eu vorbeam despre o chestiune care despre privește 90 și ceva la sută din cauzele aflate sute de mii pe de oameni care civil, au o problemă și magistrați. Ok, noi discutăm în momentul ăsta polemici despre căsătorie în Uniune Civilă și parteneriat civil. Corect. Poate că este momentul în societatea românească să decantăm și aceste subiecte. Dar justiția trebuie să fie o preocupare foarte importantă. Noi avem decizii ale Curții Constituționale care nu sunt incluse în legi. Gândiți-vă că noi avem în momentul ăsta probleme referitoare la evaziunea fiscală legată de contribuțiile la bugetul asigurării de sănătate, care a fost, prevederea din legea evaziunii fiscale a fost declarată neconstituțională acum 3 ani și încă nu avem prevedere nouă. Bun, haideți să ne întoarcem la subiect, că sunt, parantezele astea sunt foarte importante, dar fiecare în sine e subiect de o emisiune. Corect. Până la urmă. Până la a discuta consecințele acestui referendum asupra partidelor politice, o să facem asta după pauză. Haideți să vedeți cum a votat diaspora. E foarte interesant votul de acolo, pentru că avem 111.457 și nu cred că sunt rezultatele finale, pentru că diferențele de fus orar au făcut să nu vină toate rezultatele, să le avem încă pe toate, acum la referendumul ăsta, mai mult decât la parlamentarele din 2016, totuși, unde au fost 104.342. Deci interesul pentru cei care au votat în afara României a fost ceva mai mare chiar și decât la alegerile parlamentare din 2016, în contrast cu interesul scăzut din țară față de subiect. Cum vă explicați lucrul? Și în contextul în care nu a modificat încă o dată sistemul de vot a celor din diaspora. Nu e modificat. Deci este același sistem de coadă la consulate și la ambasade. Este, știți cum, libertatea aceasta pentru cei care nu au cultura libertății inoculată de mici, ca să zic așa, și cultura aceasta a toleranței față de diferite opțiuni sexuale. Vreau să vă spun că deja cuvântul nu este dur, este folosit în acte normative ale Uniunii Europene. Deci discriminarea bazată pe opțiuni sexuale este considerată la fel de gravă ca și discriminarea pe bază de sex. Pentru mulți acest miraj al Europei a fost de foarte multe ori a fost întâmpinat cu o foarte mare uimire și cu imagini din acestea care poate pe foarte mulți au șocat. Este vorba de cupluri de persoane de același sex care dezvoltă relații, care se țin de mână pe stradă, etc. Și chestiunea asta, dacă vii dintr-o societate, cum suntem noi, conservatoare, tradițională, nu o spun într-un sens peorativ, o spun într-un sens argumentativ și până la urmă evolutiv. Asta e societatea românească, nu avem de ce să ne ascundem, da? Pentru oamenii ăștia, impactul a fost foarte dur. Eu mi-amintesc când am fost prima dată la masterat în Germania în 2001 și am văzut prima dată un astfel de cuplu pe stradă și eu am fost șocat și sunt o persoană crescută într-o familie deschisă, cu origini liberale și cu idei liberale, dar am fost și eu destul de șocat. Și atunci, sigur, reacția cetățenilor români este o reacție celor din diaspora, este o reacție de condamnare asemenea. Adică să nu vrem să vedem așa ceva în România. Cred că asta este mesajul pe care l-a trimis diaspora. Asta vreau să spun, adică pentru că din punct de vedere electoral, la referendumul ăsta, votul prin corespondență era inoperabil. Da. Secțiile sunt cam tot aceleași. Aglomerația a fost în Marea Britanie, la Londra, în zona Luton, unde în general acolo secția aia întotdeauna sunt mari probleme cu multă lume care stă la coadă. A fost în zona Nuremberg, în Germania, aglomerația la secțiile de votare, cozi vizibile afară, adică erau șiruri lungi de oameni care stăteau și sigur că asta ne arată, prin contrast, repet, cu votul din țară, că exista un interes acolo în diaspora. Și exista și o implicare a prelaților, adică oamenii în Occident, singurul bastion al românismului, al întâlnirii între conaționali, îl reprezintă și bisericile. Fie că sunt biserici ortodoxe, fie că sunt biserici catolice. Iar preoții, într-adevăr, preoții din aceste țări fac o muncă extraordinară. Ei se
implică în viețile, în viețile comunității de acolo, încearcă să le găsească locuri de muncă, să îi ducă pe, în zona aceasta a respectării prevederilor legale. Eu am cunoscut mulți astfel de prelați care sunt niște oameni extraordinari din, din diaspora și prelați în diaspora și probabil că și îndemnul acestora conta foarte mult sau poate mai mult decât îndemnul celor din țară. Ok, după scurtă pauză revenim la discuția noastră și să vedem unde dai și unde crapă. Adică, bun, am avut referendumul, nu este validat, dar ce consecințe va avea acest referendum asupra partidelor politice? Pentru că există deja explozii în interiorul PNL, de pildă. Explozii au început chiar pe măsură ce era limpede aseară că nu se va valida referendumul. Au venit niște explozii de la niște lideri liberali împotriva președintelui partidului. O să comentăm după pauză lucrurile astea. Rămâneți cu noi. Ți-e dor de prietenii de la școală? La Vivo Cluj-Napoca îi pregătim pe copii să înceapă noul an școlar cu veselie. Ținute noi, rechizite colorate și articole sportive, dar și activități educaționale și super distractive. Anul acesta școlar va fi super! Magazinul Gerovital din superbul Platinia Shopping Center este spațiul perfect pentru clujencele dornice să fie în trend cu cele mai noi tendințe din industria frumuseții. Noi suntem doctori în frumusețe. Fie că e vorba despre machiaj sau dermoanaliză, pe toate le găsești în magazinul Gerovital, un brand românesc creat de specialiști adevărați. Vină în magazinul Gerovital din Platinia și află în ce constă puterea produselor cosmetice Gerovital și Aslavital. Gerovital, doctor în frumusețe. Întotdeauna în vremurile tulburi, cei care câștigă sunt cei care au ales stabilitatea. Voss Logistics, lider în industria de transport și logistică în Europa, este o firmă stabilă și puternică. O firmă olandeză serioasă care caută angajați serioși și stabili în întreaga Românie. Nimeni nu știe când va veni criza din nou, dar noi știm că la precedenta criză, Voss Logistics a rămas în picioare ca o companie puternică și stabilă cu care îți poți face planuri până la finalul carierei. Dacă vrei să fii șofer de transport internațional într-o firmă serioasă, atunci hai să fim puternici împreună! Mariflor rămâne cel mai modern brand din Cluj și primul care lansează o aplicație de mobil special făcută pentru oamenii ocupați. Intră pe Google Play sau Apple Store, descarcă aplicația Mariflor și o să ai parte de surprize nebănuite. Oferte Mariflor cu reduceri la toate mezelurile noastre gustoase, rețete culinare inedite cu care să îți impresionezi prietenii, o harta magazinelor noastre ca să ne găsești mai ușor. Și asta nu e totul. Poți comanda prin aplicație toate produsele noastre, fie că e vorba de salam, cârnați, șunca, fumă, specialități sau carne de vită și porc, dar și lapte și brânzeturi. Mariflor, măcelărie de bun gust. Acum se poate să călătorești de pe Aeroportul Internațional Cluj spre una dintre destinațiile tale favorite. Acum, în 2018, poți să zbori spre mai mult de 45 de destinații regulate din peste 20 de țări. Să zbori spre mai mult de 10 destinații turistice. În 2018, locul de întâlnire pentru cei aproape 3 milioane de pasageri va fi Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj. Intră pe detalii pe www.airportcluj.ro și pe pagina noastră de Facebook. Dacă vrei să cumperi un apartament, la ce trebuie să fii atent? Constructorul să fie de încredere, să aibă un aspect modern și să fie de calitate construcția, să fie situat într-o zonă foarte bună a Clujului. Un apartament în ansamblul rezidențial Park Lake este alegerea optimă pentru tine și familia ta.
Programează o întâlnire pentru viitoarea ta casă la numerele de telefon 0731 100 101, 0740 300 301 sau cere-ne detalii pe office@parc-lake.ro. Există efectul unde dai și unde crapă, apropo de referendum. Dacă ținta piept numărul 1 a fost la început Liviu Dragnea, e referendumul lui, nu votați, nu faceți, e de vină Dragnea că n-a trecut, din cauza că e Dragnea acolo, lumea n-a ieșit la vot și așa mai departe, tot soiul de, cum să le zicem, explicații, mă rog, afirmații. Ei bine, crapă toată povestea asta exact aseară, în timp ce toată lumea stătea cu ochii pe prezența pe care anunța Biroul Electoral Central, fix în Partidul Național Liberal. Și o să vedeți niște postări identice pe Facebook. Alina Gorghiu, fost președinte al partidului, Mihai Voicu, fost secretar general al partidului, domnul Cătălin Predoiu, cel care a mâncat o bătaie soră cu moartea la București în calitate de candidat, și care a venit după ce l-au scos din joc pe Ludovic Orban. Predoiu a reușit mai puțin de jumătate decât avea în intenția de vot Orban pe vremea aia. Conducerea PNL a aruncat partidul într-o nouă aventură și către un nou eșec politic care ne-a rupt de 70% din electoratul liberal. Conducerea PNL nu unește, ci dezbină. Nu modernizează, ci propune o politică retrogradă. Hashtag ajunge. Păi eu înțeleg că Dragnea făcea cu referendumul. Care e contribuția PNL-ului și cum i-a aruncat totuși acum dincolo de orice chestie? Cum i-a aruncat conducerea PNL într-o poveste de eșec? Adică cu ce? Ce au făcut cu referendumul ăsta? N-am sesizat să fie avut vreo implicare. Apropo, pe vremea doamnei Gorghiu s-a semnat totuși, domnule, s-a semnat acest protocol între Coaliția pentru Familie și Partidul Național Liberal. Era doamna Gorghiu președinte la PNL când s-a semnat acest protocol. Deci cum Orban i-a aruncat în? Da, acum știți cum e foarte interesant de discutat dacă o luăm istoric vorbind. Discutăm, chestiile astea pot să fie interesante și dintr-o evoluție istorică. Adică Partidul Național Liberal este partidul care a realizat, până la urmă, marile transformări ale României da. În toate aceste etape. Vrând nevrând statul român, toate aceste etape, a mers mână-mână cu biserica majoritară, care era biserica și este biserica ortodoxă. Încercarea de a rupe Partidul Național Liberal de biserica ortodoxă, pe fondul unei concepții occidentaliste de modernizare, etc., nu a ținut niciodată, nici măcar în perioada interbelică și nici după aceea. În acest moment politic și din perspectiva familiilor politice din care face parte, PNL este un partid care face parte din cea mai, ce să zic eu, tradiționalistă structură politică de la nivelul PP. Și doamna Gorghiu sau Gorghiu a fost președinta acestui partid când ea era membră PP, că nu era atunci membră ALDE. Da. Dacă dânsa nu era de acord cu aceste opinii, trebuia la momentul respectiv să spună, domnule, nu-s de acord cu politica PP-ului. Ba mai mult, domnia s-a discutat chiar foarte mult în sensul ăsta. Domnul Cătălin Predoiu la fel. Domnia sa știe foarte bine ce înseamnă. Domnia sa a fost membru PDL. PDL a fost primul partid membru PP dintre cele două, da? Prin fuziune, după aceea și PNL a aderat acolo. Deci discutăm despre domnul Mihai Voicu, a fost secretar general PNL și... Vechiul PNL, din da. Vechiul PNL. Eu cred că toți cei trei... Au mai fost Mara Calista, nume cu rezonanță, în Partidul Național Liberal, dacă ați auzit de dânsa da. Să-mi scrieți pe Facebook. Și de doamna Iulia Scântei. De dânsa mai degrabă ați auzit decât da. De Mara Calista. Dar toți cei patru încearcă o politică, e un joc interesant. Toată lumea știe că la momentul la care se fac liste electorale, în primul rând sunt nemulțumiți. Credeți sunt mai... că dânsii n-au fost serviți de domnul Orban pentru europarlamentare? Păi nu mai au loc. Păi, acolo, la cât scor are PNL-ul, mizează, 6, hai să 7, zicem, pe primii patru sigur. Da. După care e aleatoare chestia, că corect. Dacă pici, dacă crești să fie primit. Păi da, și primii trei, adjudecat. Orban, Antonescu, Blaga, nu? Deci vă dați seama da, că... și trebuie să-i se facă loc și domnului Siegfried Mureșan, pentru că înainte să plece domnul Dol, înțeleg că a sunat la partid și le-a zis că purtătorul de cuvânt al PP ar trebui să fie în continuare pe listă.
Și așa l-au mutat de la PMP la PNL pe domnul Zifrin Mureșan. Acum vă dau din casă ca să știți ce s-a întâmplat la ei acolo. Pentru că se pare că listele de europarlamentare, pe lângă că se fac la partid cu cine e mai tare în mușchi, se fac și cu telefonul de la PP, ca să fie limpede. Da, și poate după aceea mai punem pe listă acolo, nu știu, un domn Stolojan, mă da mai rar, sau cam alții. Tăcut în ultima vreme, da, deci, domnul Stolojan. Sunt mulți. Doamna Gorghiu, clar că nu mai are loc. Deci dacă urmărim lucrurile, domnul Cătălin Predoiu își caută locul în Partidul Național Liberal, mizând pe faptul că va fi un eșec probabil și campania pentru europarlamentare. Domnul Predoiu, am o mare problemă cu dânsul. De fapt, am trei mari probleme. Problema electorală sună așa. Când l-au scos din joc pe Ludovic Orban de la primăria Capitalei, intenția de vot pe Orban era 24% și a venit Predoiu ca să o rezolve cu 10%. A patra încercare de a scoate un candidat din partea unui partid serios. Cu domnul Predoiu am problema cu acele coduri. Declarate articole în șir neconstituționale, din codul de procedură penală, dacă îl scuturați, la un moment dat rămâneați doar cu copertele și cu câteva articole. Stăteau judecătorii, în loc să stea cu codul de procedură penală pe masă, stăteau cu deciziile Curții Constituționale vrac, care tot apăreau și se chinuiau să mai facă lumină și să dea un verdict corect, nu cu codul de procedură, că repede doar coperțile mai contau din el. Domnul Predoiu au lucrat la toate chestiunea asta, dita mai specialistul. Cum dânsul era manager. Deci, oamenii, din punctul meu de vedere, este o perioadă, o să vedem probabil la toate partidele politice așa ceva, este o efervescență legată de aceste liste pentru europarlamentare. Fiecare... Și cu cât încă mai puțin acolo, cu atât e scandalul mai mare. Da, e simplu să zici, domnule, vreau o competiție corectă, când tu știi că locurile oricum nu o să fie ocupate de toți care vor, plus că mulți mizează pe faptul că rezultatele de la alegerile europarlamentare nu vor fi cele scontate de către partid și e bine să te pui în opoziție, așa încet, încet, să începi să vorbești din timp. Uitați-vă, la fel va fi și în PSD, o să vedeți, pentru că din păcate sau din fericire pentru el, domnul Dragnea, nu o să poată satisfacă toate orgoliile. Credeți că momentul, pentru că mă așteptam la PSD să fie Pocnel, că fuseseră și înainte cu puciștii și așa mai departe. Dar acum apare, hai să spunem așa, grupul ăsta de mic puciști în Partidul Național Liberal, după aceea schemă cu PSD-ul, nemulțumiri, chestii. Apropo, hashtag ajunge este lozinca folosită de PSD la mitingul din iunie. Dom'le, dacă sunteți, folosiți, dom'le, măcar originalitatea, făciți-vă rost de alt hashtag, de altă lozincă, ați luat-o de la PSD pe aia cu hashtag ajunge. Ăia, când au făcut mitingul ăla, de-au adus oamenii din toată țara în Piața Victoriei, au folosit hashtag ajunge. Da, interesant, asta n-am știut. Da, păi, asta e viața. Dar e interesantă toată mișcarea asta. Acum, de ce nu... Pentru că Liviu Dragnea este într-o poziție foarte bună, din punctul meu de vedere. El a fost țintă. Deci el e de vină și pentru că n-a trecut referendumul. E de vină și pentru că se făcea referendumul chipurile care dezbina. Deci era de vină în toate variantele posibile. Deci, de ce a picat el mai bine? El din punctul meu de vedere, a picat cel mai bine de toți participanții. Inclusiv mai bine decât USR, părerea mea. De ce? Pentru că vă spun în felul următor. Datorită loviturilor interne am ajuns aici, nu reușim să ne mobilizăm, etc. Să știți că acesta va fi un duș rece pentru PSD, acest rezultat electoral. Și se va veni cu analize serioase, probabil, la nivel de fiecare organizație județeană, ceea ce îi va ajuta pentru europarlamentare. Doi. Și-a menținut o relație bună cu cei de la din Parlamentul European, pentru că o să le spună celor din grupul PSD, bă, noi am încercat, am rezolvat în sensul că s-a ocupat domnul Dragnea. Exact. Deci nu avem o problemă cu asta, dar vă rog, mai ușor cu... Și parteneriatul civil. Exact. V-am adus și parteneriatul civil. Deci cu europenii ne-am rezolvat toată chestiunea. Doi, va zice, în interiorul partidului nu se poate să rămânem la 20% participare la vot, pentru că în condițiile astea... De Romadio. Deci se impun niște măsuri drastice. Deci haideți așa. Remaniere facem. Putare, exact. Remaniat. Ăștia care mi-au făcut tentativa de puci out, pentru că din cauza lor... Că dezbină filialele cât timp sunt în partid. Deci da. pentru el acest referendum și pe de altă parte, haideți să discutăm, adică eu nu cred că îl vedea toată lumea pe Liviu Dragnea ca susținătorul absolut al Uniunii Tradiționale între un bărbat și o femeie, adică omul care toată ziua să meargă. Nu cred că se potrivește cu ideea unui social-democrat această chestiune tradiționalistă care ideologic merge către zona de centru-dreaptă. Funciar, Liviu Dragnea vine dintr-o zonă rurală.
în care și știm că zonele rurale, din sud, din nord-est și așa mai departe, sunt foarte ancorate în zona asta. Când știu foarte clar, fac o paranteză, bunicii mei erau, mă rog, bunica și familia erau extrași din București, încă, mă rog, erau bombardamente și așa mai departe, și erau la țară, în zonele în care se refugiaseră acolo. Dom'le, toți ascultau de preotul satului, nici problemele. Primarul nu sufla în fața preotului pe vremea aia. Așa era construită societatea acolo. Preotul îi spunea primarului ce trebuie să facă, nu invers. De asta spun, adică în sud și în alte zone, oamenii sunt foarte conservatori din punctul ăsta de vedere. Dragnea vine dintr-o zonă de genul ăsta. Teror, da, și așa mai departe. Da, dar el este văzut oarecum... Da, sigur, e văzut altfel. Leadership-ul european, toate chestiunile astea. Eu zic că lui a privit cel mai bine acest eșec. Nu știu dacă consilierii domniei sale nu i-au chiar... încurajat eșec. Nu că i-au încurajat, dar l-au lăsat într-o anumită pasivitate. Să le arate tuturor, hai să vedem dacă nu mă implic eu la butoane. A, încă o chestiune foarte importantă, am uitat să o spun. A mai demonstrat încă o dată că nu se fraudează. Toată lumea a zis că referendumul acesta va fi fraudat. Păi eu vreau să vă spun că dacă se făcea pragul, urmau contestările. În speranța că nu se face pragul. Și urmau dosare penale. Când în deci, România... Eu zic că... Eu cred că au scăpat... S-a mișcat de... foarte bine. Da. Foarte bine s-a mișcat. E bună ideea asta. Deci, el s-a mișcat cel mai bine. Orban are o problemă cu electoratul liberal, într-adevăr, pentru că... Și cu niște oameni din partid. Exact. Da. Cu electoratul liberal mai mult, cred că, pentru că această chestiune, el n-a reușit să o explice oamenilor. N-a reușit să explice istoric, tradițional, ce înseamnă Partidul Național Liberal. Dar nici n-a încercat. Poate nu știe el să explice foarte bine chestia asta, dar putea să explice mult mai bine ce înseamnă tradiția istorică a Partidului Național Liberal. Se poate vedea cum mitropolitul venea mână-mână cu Ionel Brătianu tot timpul, la orice aniversare. O să venim cu niște fotografii, poate le reamintim, ce înseamnă vechiul PNL. Dar eu zic că și partidele care exultă din acest moment, cum ar fi, de exemplu, SR-ul, este un pierzător dacă stăm să ne gândim. Pentru că dacă ei nu se îmbată cu apă rece și nu-și dau seama că nu se datorează lor acest rezultat. Haideți să vedem pe domnul Barna. Ce declarații făcea domnul Barna? Se vedea că, cum să zic, așa, avea puțin și ajungea în ceruri de fericire. Rezultatul de astăzi mai confirmă ceva. Confirmă că, dincolo de încercările PSD-ALDE, dincolo de încercările de-a dreptul disperate ale domnului Liviu Dragnea sau Popescu Tăricianu de a promova o guvernare prin frică și minciună, România este o națiune europeană. România este o națiune tolerantă și modernă care a refuzat în aceste două zile să facă pași înapoi. Asta este, de fapt, șansa pentru noi ca societate pentru a ieși din marasmul unei clase politice vechi și total paralelă și s-a văzut în aceste două zile cu nevoile reale ale cetățenilor români. România de luni va fi exact aceeași Românie ca cea de vineri, ca cea dinainte de referendum. Este, de fapt, România secolului 21 cu toți cetățenii ei, unii mai tradiționaliști, unii mai moderni, unii mai implicați, unii mai informați, cu românii așa cum suntem toți. Discurs electoral de parcă ar fi câștigat președinția României, domnul Barna. Ok, dar apropo de informați, știți, domnule Ciprian, pe un ce am constatat? Niște manipulări absolut grosiere în spațiu virtual. Niște minciuni incredibile luate și purtate ca fiind adevăruri. 6 dintre ele, vă arăt doar, sunt foarte multe. Dar sunt 6 care bat la ochi și care, cum să zic, au inflamat spațiu și lumea credea. Prima, referendum pentru familie, trebuie să vorbim despre întrebări și o să vedeți. Prima întrebare, manipulează ăștia, schimbă cum vor ei Constituția. Asta a fost una dintre manipulări. A doua manipulare e foarte interesantă. Referendumul e pentru Dragnea. Dacă votați, scapă Dragnea de dosare. A treia, referendumul costă prea mult. Trebuie boicotat. De parcă odată ce s-a organizat, dacă nu veneai, nu tot atâta costa. Putea să nu vină nimeni la rigoare, că tot atâta costa. Și n-aveau cum să nu-l organizeze din moment ce inițiativa a trecut de controlul de constituționalitate. A fost legea votată de Parlament, era obligatoriu să se facă referendum. 4. Este lipsit de bun simț, banii puteau fi cheltuiți altfel. Cum să le explici că la capitolul cheltuieli bugetare
asta se face din fondul de rezervă și banii pentru alte capitole sunt prinse la alte capitole bugetare. Bun. 5. N-au venit la vot nici măcar cei care au semnat. Au venit la vot peste 3.800.000 de cetățeni. Au semnat 3 milioane. Deci au venit mai mulți decât numărul de semnături. Și sigur, 6 devine PSD, evident. Devine PSD, deși desemnat, au semnat 3 partide protocoale cu această coaliție. Dar eu vreau să mă uit pe întrebare. Întrebarea o să o avem pe ecran. Întrebarea suna în felul următor. Sunteți de acord cu legea de revizuire a Constituției în forma aprobată de Parlament? Ăsta era buletinul. Toată lumea zice că din întrebare nu rezulta că bărbat-femeie, că redefinirea familiei și așa mai departe. Dar, ce să vezi, există legea 3/2000, articolul 7. O să vedem și textul articolului 7. Cetățenii care participă la referendum au dreptul să pronunțe prin da sau nu la următoarea întrebare. Este stabilită de lege întrebarea, nu poți să o schimbi. S-a tot vorbit, le arătai legea, continuau și o țineau Gaia Mațu pe net. Deci, cum e posibil așa ceva aici? Astea sunt operațiuni sau sunt, astea sunt, cum să zic, sunt operațiuni bine puse la cale sau sunt pur și simplu lucruri întâmplătoare, așa, manipulările astea? Nu știu, asta rămâne să se dovedească ulterior. Eu zic că e vorba și de un analist juridic care a ocupat România așa pe ultimei 4 ani. În această țară, în ultimii 4 ani, dacă ne uităm, domnul Dumitrescu, toată lumea se pricepe la drept. Adică da. Ne lasă pe noi juriștii fără... Deși mulți se pricep la drepți, nu la drept. Da, asta e foarte bun. Da. Dar este chiar foarte interesant, pentru că dacă mă uit, într-adevăr, legea e foarte clară. Nu, sunt mai multe tipuri de referendum. Da, nu e consultativ, pentru revizirea Constituției, pentru demiterea președintelui. Nu poate, deci legea spune foarte clar. Aceasta este întrebarea tipică, aceasta este prevederea din lege. Altfel nu putea să se... Nu poți să pui toată legea acolo, să pui da și nu, pentru că există un imperativ. Trebuie să fie pe aceeași pagină, în primul rând. Da. Dacă legea are 10 sau 20 dacă de articole... Dacă revizuiam 11 articole exact, din Constituție. Exact, dacă revizuiam 11 articole, era altceva. Adică, asta este textul, așa este în toată lumea. A fost, într-adevăr, am văzut și eu pe internet. Dar cum să vă spun? Trebuie văzut fiecare... Ce a urmărit? În toată dezbaterea asta au fost unii care au folosit aceste manipulări cu scopul de a demobiliza electoratul, de a nu merge la vot, foarte bine. Care a fost scopul lor? Trebuie să vedem fiecare. Dacă acest scop este legitim, nu avem niciun fel de problemă până la urmă. Fiecare entitate politică își face jocurile cum vrea, fiecare entitate socială. Dar eu îmi pun o singură întrebare la un anumit moment dat. De ce a fost nevoie de toată dezbaterea asta? De ce a fost nevoie să discutăm astăzi despre problema asta? Mie aici mi este absolut dintr-o dată. Deci dintr-o dată. Și aici, din păcate, nu am un răspuns. Și aici este și o greșeală a guvernului, pentru că la un moment dat ei au luat inițiativa să trecem referendumul în această perioadă. Eu cred că puteau să fie găsite alte întrebări pentru... Eu cred că Constituția necesită o clarificare atribuțiilor între președinte... De exemplu, și premier, guvern. Sau guvern, da. Da. Deci este o chestiune care trenează de mult. Spun așa, domnule, inițiativa asta a venit de jos. Oricum, cei care au făcut inițiativa asta, Coaliția pentru Familie, încă din 2017 se plângeau de faptul că Parlamentul tărăgânează și nu organizează referendum. Ei îndepliniseră toate condițiile. Se votase legea în Parlament la un moment dat și încă nu era clar dacă va fi sau nu referendum, pentru că era contestată legea referendumului. Domnul președinte Iohannis nu era de acord cu pragul de 30%, că ei au schimbat pragul la un moment dat în lege. Legea făcea un ping-pong între Curtea Constituțională, se întoarce, nu se întoarce, o promulgă, s-a întârziat acolo. Alminter, să știți că ei puteau, referendumul din punct de vedere al coaliției, era deorganizat începând cu aprilie 2017. Da. Da, sigur, o să... Dar e și un demers bun. Domnul Dumitrescu, este un demers, da? Democratic. Ziceți? Această coaliție este singura structură constituită din societatea civilă, care a reușit să ducă până la finalizare unde o propunere legislativă, un demers, da. Care s-a soldat cu un vot majoritar, covârșitor, în favoarea opțiunii pe care domniile lor au luat-o. Asta nu poate să fie negată, chestiunea asta. Sigur. Este opinia populației. Și n-a plecat de la partide. Exercitat. Eu v-am arătat aici care a fost civil, grupul de 5 oameni care au început chestiunea asta. Apropo, domnul Mihai Gheorghiu a fost secretar general PNCCD, decorat de Margaret Thatcher. Asta o fi omul PSD-ului. Hai să fim... Bun. Da. Încheiem aici. O să mai avem probabil de discutat pe o astfel de inițiativă cu fără penal în funcții publice. Nu? Este acea inițiativă a USR-ului. O să vedem ce traiectorie o să ia.
Dar vă spun de pe acum că în textul propus nu există cuvântul penali. Pentru că n-avea cum să existe. Pentru că nu există termenul juridic de penal și pentru că orice curte constituțională în toate competențele posibile nu putea să le treacă textul dacă foloseau penal. Deci șmecheria lor e așa. Folosim pe pliant fără penal în funcții publice, dar redactăm textul care e absolut benign și conform textului Dragnea, dacă ar fi în vigoare ceea ce vor ei să introducă în Constituție, ar fi tot acolo, la locul lui. Tot acolo, la locul lui, ca să înțelegem. Trebuie să treacă de Parlament. Sigur. Trebuie să treacă de Parlament. Dar presupunem că ar fi trecut de Parlament. Textul o să-l discutăm la un moment dat și o să vedeți că nu ne-ar fi interzis lui Dragnea să ocupe fix aceeași funcție pe care o ocupă și astăzi. Rămâneți cu noi, doamnelor și domnilor. Vă mulțumim pentru atenție. De oase sau ale coloanei vertebrale, apelați la clinica Chiromedical, unde medicul Laurent Ferenț, cu mare experiență în chiropractică și cu peste 3000 de pacienți tratați, vă ajută să vă recuperați sănătatea întregului corp. Lombosciatică, discopatie lombară, torticolis sau umeri blocați, Chiromedical este soluția. Intră pe www.chiromedical.ro și fă-ți o programare la cei mai buni specialiști din Cluj. Am discutat ca azi să fie gata și azi le aștept. Nu mai discut. Apeși un buton și un șofer partener ajunge la tine în câteva minute. Uber. Cel mai zen mod de a călători în siguranță prin oraș. Descarcă aplicația și începe să călătorești. Fără stres, fără cash. Centrul de Cercetare pentru Curățenie își prezintă specialiștii. Curățenie adevărată e sănătate curată. O pată nu e o problemă, e oportunitate să scap de ea. Unde-i curățenie lună, toate lucrurile merg strună. Orice pată e de fapt o pată, pe obrazul bucătarului. Curat, imaculat, imediat. Nufăr și Triumf, experții tăi în curățenie. Cauți o farmacie non-stop? Napofarm e soluția. Fie că e miez de noapte sau zi de weekend, farmacia Napofarm de pe strada Alexandru Vaida Voievod numărul 58, vis-a-vis de Iulius Mall, te așteaptă să-i calci pragul, indiferent dacă ai o problemă de sănătate sau vrei doar un sfat despre cum să te îngrijești, pe tine sau pe cei dragi. Napofarm Non-Stop e farmacia unde profesioniștii noștri te vor îndruma să alegi varianta optimă. Napofarm Non-Stop, în cartierul Gheorgheni, vis-a-vis de Iulius Mall. Dacă vrei să cumperi un apartament, la ce trebuie să fii atent? Constructorul să fie de încredere, să aibă un aspect modern și să fie de calitate construcția, să fie situat într-o zonă foarte bună a Clujului. Un apartament în ansamblul rezidențial Park Lake este alegerea optimă pentru tine și familia ta. Programează o întâlnire pentru viitoarea ta casă la numerele de telefon 0731 100 101, 0740 300 301 sau cere-ne detalii pe office@park-lake.ro. Magazinul Gerovital din superbul Platinia Shopping Center este spațiul perfect pentru clujencele dornice să fie în trend cu cele mai noi tendințe din industria frumuseții. Noi suntem doctori în frumusețe. Fie că e vorba despre machiaj sau dermoanaliză, pe toate le găsești în magazinul Gerovital. Un brand românesc creat de specialiști adevărați. Vină în magazinul Gerovital din Platinia și află în ce constă puterea produselor cosmetice Gerovital și Aslavital. Gerovital, doctor în frumusețe. Ți-e dor de prietenii de la școală? La Vivo Cluj-Napoca îi pregătim pe copii să înceapă noul an școlar cu veselie. Ținute noi, rechizite colorate și articole sportive, dar și activități educaționale și super distractive. Anul acesta școlar va fi super!
Magazinul Papionet din Iulius Mall este una dintre cele mai frumoase afaceri din România. Alege din peste 900 de modele și culori de papioane, de la cele simple până la cele cu buline, pătrățele sau chiar papioane personalizate cu diferite teme. Papionet mai comercializează și cravate, batiste de buzunar, butoni și pretele, pentru ca adevărații bărbați ai Clujului să se simtă răsfățați și prețuiți. Papionet, fii diferit, fă diferența! Proignis este cel mai nou crematoriu uman din România, situat în apropierea municipiului Turda. Proignis vă propune și garantează o alternativă modernă, rațională, decentă a trecerii în neființă. Proignis înseamnă servicii la standarde internaționale în domeniu și confidențialitate. Află detalii despre serviciile de incinerare și păstrare la 0364 411950 și 0724 081204 sau intră pe www.proignis.ro. Bucură-te de Wi-Fi super rapid aici. Și aici. Și da, și aici. Pachetele Happy Home de la UPC te bucuri de Wi-Fi super rapid oriunde în casă. Cu Happy Home, toată familia se bucură de cea mai bună experiență Wi-Fi pe mai multe device-uri în același timp. Bucură-te de fiecare moment. UPC. Mariflor rămâne cel mai modern brand din Cluj și primul care lansează o aplicație de mobil special făcută pentru oamenii ocupați. Intră pe Google Play sau Apple Store, descarcă aplicația Mariflor și o să ai parte de surprize nebănuite. Oferte Mariflor cu reduceri la toate mezelurile noastre gustoase, rețete culinare inedite cu care să îți impresionezi prietenii, o harta magazinelor noastre ca să ne găsești mai ușor. Și asta nu e totul. Poți comanda prin aplicație toate produsele noastre, fie că e vorba de salam, cârnați, șunca, fumă specialități sau carne de vită și porc, dar și lapte și brânzeturi. Mariflor, măcelărie de bun gust. Thank you.